Volumul investițional pentru proiecte imobiliare comerciale derulat anul trecut în România a fost de peste 343 de milioane de euro, în creștere cu peste 100% față de anul anterior, potrivit celui mai recent raport de piață elaborat de compania de consultanță imobiliară CBRE și citat de Capital. Printre cele mai importante active tranzacționate anul trecut se numără City Park Mall, The Lakeview, Mega Mall București, Deva Shopping Center, Vulcan Value Center, Sevening Shopping, Galeria Suceava, Hotel Continental din Cluj-Napoca și achiziția magazinului București. Cele mai tranzacționate proprietăți în 2013 au fost cele de retail, mai precis 73% din total volum, urmate de clădirile de birouri cu 21% și proprietățile industriale în proporție de 5%. Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a scăzut în ianuarie față de prima lună a anului trecut cu 6,2% potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Evoluția a fost determinată de scăderile înregistrate la comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule, comerțul cu autovehicule și la activitățile de întreținere și repararea autovehiculelor. Pe de altă parte, comerțul cu motociclete, piese și accesorii aferente a înregistrat o creștere cu 13,3%. Față de decembrie 2013, afacerile din comerțul auto s-au diminuat cu 29,4%. Gigantul american de media și divertisment, The Walt Disney Company, este în negocieri pentru a cumpăra Maker Studios, unul dintre principalii furnizori de conținut pentru site-ul YouTube, tranzacția fiind estimată la 500 de milioane de dolari, potrivit Financial Times. Tranzacția ar putea ajunge chiar la 900 de milioane de dolari dacă Maker Studios își va atinge țintele de performanță din punct de vedere financiar. Potrivit Maker Studios, conținutul său video postat pe YouTube este vizionat de 5,5 miliarde de ori în fiecare lună. De asemenea, studioul de producție a mai atras finanțări de aproximativ 70 de milioane de dolari de la finanțatori precum Time Warner Investments. Profiturile păstrate de marile companii americane în afara Statelor Unite, în țări cu regim fiscal mai favorabil, au crescut anul trecut cu 12% la 1950 de miliarde de dolari. Potrivit calculelor Bloomberg, notează ziarul financiar. Microsoft, Apple și IBM sunt responsabile de o mare parte a fondurilor păstrate în străinătate. Astfel, cele trei companii și-au crescut profiturile ținute în conturi în afara Statelor Unite cu 37,5 miliarde de dolari. Primul loc în clasamentul companiilor americane care își plasează fondurile în alte țări este ocupat de General Electric, care deține un profit de 110 miliarde de dolari în afara Statelor Unite ale Americii. Cele mai mari 15 companii americane dețin în prezent 795,2 miliarde de dolari în afara țării, în urcare cu 10,6% față de anul trecut.